După un deceniu de sacrificii, Dani scăpă un bărbat de naționalitate română în vârstă de 33 de ani, care are brațele amputate. A reușit să intre în posesia permisului de conducere la o școală de șofer din Spania. Dacă vă întrebați cum reușește să conducă fără brațe, răspunsul este următorul. Cu piciorul drept controlează accelerația și frâna, iar cu vocea transmite acțiunile computerului de bord pentru a activa farurile, semnalizarea sau pentru a suna din claxon. Formează știrdiaspora.ro Dani conduce desculți și fără șosete pentru a putea prinde mai bine joysticul cu care controlează volanul pe străzile înguste. Acesta a avut nevoie de peste 50 de lecții practice pentru a obține permisul de conducere. Timp de 10 ani a strâns bani pentru a-și îndeplini acest vis. A adunat 7.000 de euro, bani care i-au fost necesari la deplasări, cazare, practică, pregătire. Dani și-a pierdut brațele la vârsta de 11 ani, când a fost electrocutat în timp ce lucra pentru un bărbat dintr-un sat și în loc să-l ducă la spital, a fost abandonat într-un șanț. Când a fost găsit gangrena, îi distrusese brațele și a trebuit să-i fie amputate. De fapt, Irinț este singura școală de șofer din Spania autorizată să ofere acest tip de instruire. Dani a fost al cincilea cursant declarat admis într-un vehicul complet adaptat în acest scop. Acesta este exact următorul obiectiv pe care Dani și l-a propus să înceapă să economisească cei 20.000 de euro pe care îl costă adaptarea unei mașini automate la stilul său de condus, relatează mesajul.ro.